Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul nostru, responsabil cu detoxifierea care luptă cu substanțele toxice. Pentru a vă asigura că ficatul funcționează perfect, dieta dumneavoastră ar trebui să includă o cantitate mare de anumite alimente. Bună ziua tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vom discuta un subiect foarte important care îi preocupă pe mulți oameni. Funcțiile ficatului. Vom vorbi despre ceea ce afectează starea proastă a ficatului, ce funcții îndeplinește acesta, ce alimente trebuie să consumați și care sunt cele pe care ar trebui să le evitați pentru a menține sănătatea ficatului. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Din păcate, mulți oameni subestimează importanța ficatului. Unii cred că doar alcoolul afectează ficatul și că acesta se poate reface rapid de unul singur. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul nostru, responsabil pentru detoxifiere, ceea ce înseamnă transformarea tuturor toxinelor din formă solubilă în grăsimi și eliminarea lor din organism. Dacă ficatul este supraîncărcat sau deficitar, lucru pe care îl vom discuta mai în detaliu mai târziu, acesta nu va putea să-și îndeplinească funcția principală de detoxifiere. Acest lucru, la rândul său, va duce la o serie de probleme legate de metabolismul proteinelor și de fondul dumneavoastră hormonal. Nu toată lumea știe că ficatul este de asemenea responsabil pentru metabolismul hormonelor steroizi. Să vorbim despre cele mai importante funcții ale ficatului. După cum am menționat deja, cea mai importantă funcție a ficatului este faza de detoxifiere și de eliminare a toxinelor din organism, care se aplică substanțelor toxice. În primul rând, acest este, bineînțeles, alcoolul. Urmează diverse alimente rafinate și prăjite foarte grase. Acestea sunt așa numitele substanțe cancerigene. De asemenea, pot fi conservanții care se găsesc în alimentele vândute în supermarketuri. Pot fi substanțe cancerigene care se găsesc în aerul pe care îl respirăm. Ele pot fi în apa pe care o bem. De asemenea, sunt incluse în diverse medicamente, în esență toate cele din farmacie. Acestea includ contraceptivele orale, statinele și diverse medicamente care se presupun supune că restabilesc metabolismul carbohidraților și al grăsimilor. Dar în același timp trebuie să sprijiniți ficatul. Mulți cred că așa numitele vitamine sau suplimente au un efect foarte negativ asupra ficatului. Aici este necesar să se facă diferența între tipurile de vitamine și ceea ce conțin în compoziția lor. Dacă vorbim despre vitamine naturale fără ingrediente negative care le însoțesc, atunci acestea sunt doar binevenite. Asta pentru că dacă aveți o deficiență de vitamine și minerale, ficatul nu va putea efectua fazele de detoxifiere. Însă dacă sunt vitamine sintetice, dacă acestea conțin diverse substanțe sintetice, inclusiv diversi înlocuitori de zahăr, cum ar fi sucraloza, aspartamul sau diversi alcool, atunci da, vor avea un efect negativ asupra ficatului. Zahărul afectează de asemenea ficatul și nu doar zahărul, ci și fructoza. Când vorbim despre zahăr, în primul rând el ne sărăcește organismul de diverse substanțe, cum ar fi vitaminele din grupul B, magneziu, zinc, cupru, care sunt necesare pentru funcționarea ficatului. Boala ficatului gras non-alcoolic poate fi asociată și cu consumul excesiv de zahăr și carbohidrați rafinați, dar și fructoza afectează puternic ficatul. Tocmai fructoza este cea care împovărează puternic ficatul, deoarece organul acesta este cel care încearcă să transforme fructoza în glucoza, iar capacitatea organismului nostru de a procesa fructoza este foarte limitată, aproximativ 30 de grame. Prin urmare, dacă mâncați o jumătate de pepene verde sau o jumătate de kilogram de mandarine dintr-o dată sau dacă mâncați un bol cu diverse fructe, toate acestea vă vor afecta direct ficatul. Dacă aveți un nivel ridicat de acid uric, acest lucru indică în primul rând faptul că consumați prea multe fructe. Mai există o funcție principală pe care o îndeplinește ficatul. Aceasta este sinteza colesterolului și în consecință sinteza acizilor biliari. Mulți oameni nu fac legătura între aceste două momente. Ce este bila? Vezica biliară este direct dependentă de ficat. Dacă ficatul sintetizează o cantitate insuficientă de colesterol, atunci este posibil să aveți un deficit de acizi biliari. În plus, trebuie să ne amintim că diversi hormoni steroizi, hormonul de stres cortizol și diversi hormoni steroizi sexuali sunt sintetizați din colesterol, iar acest lucru este de asemenea direct legat de ficat. Astfel, cum putem înțelege că ceva nu este în regulă cu ficatul nostru și că este timpul să-i acordăm atenție? Din păcate, mulți oameni își dau seama prea târziu că există probleme cu ficatul lor,
deoarece ficatul nu are terminații nervoase, spre deosebire de alte organe din sistemul digestiv. Prin urmare, acesta nu poate demonstra clar că problemele sau bolile au început deja. Așadar, cum putem înțelege că ficatul nu funcționează corect? Puteți observa un miros corporal neplăcut, o pigmentare crescută a pielei, mici pete roșii sau așa numiții pistrui pe tot corpul, greață dimineață sau furnicături în hipocondrul drept. Desigur, furnicăturile sunt cel mai adesea asociate cu vezica biliară, dar așa cum am discutat deja, problemele cu vezica biliară apar de obicei pe fondul unor probleme cu ficatul. De asemenea, este posibil să aveți accese periodice de greață, dureri de cap regulate, piele uscată, îngălbenirea palmelor sau a tâlpelor sau a pielii atunci când mâncați o cantitate mare de fructe și legume portocalii. Ce privește întrebarea ta, cum te vei simți dimineață dacă bei mult alcool, este dificil de spus cu siguranță. Cu toate acestea, consumul excesiv de alcool poate avea cu siguranță un impact negativ asupra ficatului tău și poate cauza probleme în timp. Este important să fii atent la consumul de alcool și să ai grijă de ficatul tău prin adoptarea unui stil de viață sănătos. În primul rând, dimineață va exista o durere de cap severă. Acesta este un semn de intoxicație și mulți oameni încep să tolereze prost alcoolul. În mod firesc, dacă ficatul este într-o stare foarte proastă, poate exista greață. Pot exista manifestări de diverse pete roșii. Acest lucru depinde de asemenea de starea ficatului. Unul dintre cele mai importante simptome ale problemelor hepatice sunt dezechilibrele hormonale. Dacă vă confruntați cu sindromul premenstrual, dacă vă aflați în faza 1 sau 2, dacă începe să vi se umfle stomacul, dacă aveți mastopatie fibrochistică. Acest lucru indică o perturbare a metabolismului hormonelor steroizi, care este direct legată de ficat. De asemenea, multe persoane nu bănuiesc sau nu știu că bolile precum hemoroizii și varicele sunt de asemenea o consecință a problemelor ficatului și ale vezicii biliare. Aceste două boli sunt direct legate de o perturbare a scurgerii bilei cu o perturbare a scurgerii substanțelor toxice. Acest lucru afectează starea intestinelor. Afectează faptul că diverse toxine sunt eliminate în mod inadecvat din organism și intră în fluxul nostru sanguin. Prin urmare, dacă doriți să rezolvați problemele cu hemoroizii și venele varicoase, la ce ar trebui să acordați atenție? Acesta este ficatul și vezica biliară. Astfel vedeți că acesta este un singur organ, dar afectează starea unor organe absolut diferite, cu simptome și manifestări absolut diferite ale diferitelor boli. Deci să rezumăm care sunt produsele cele mai dăunătoare pentru ficat. Acestea sunt bineînțeles zahărul și toți carbohidrații rafinați, inclusiv toate dulciurile. Aceasta include pâinea albă, orezul, făina și pastele. În plus sunt incluse și alimentele prăjite care conțin o cantitate mare de substanțe cancerigene și produsele de grație. De asemenea, aceste produse desigur includ alcoolul și produsele din carne procesată. Produsele cu conținut ridicat de grăsimi includ diverse mezeluri, diverse delicatese din carne. De asemenea, printre acestea se numără și carnea roșie industrială. Aceasta poate fi carne de porc sau de vită, care este crescută în diverse fabrici. Pentru a vă ajuta ficatul, ar trebui în primul rând să acordați atenție nivelului de proteine din corpul dumneavoastră. Nu ar trebui să excludeți proteinele animale și vegetale. De ce? Pentru că acestea conțin aminoacizi, și anume aminoacizi precum taurina, glicina și cisteina emoțională, și acestea afectează sinteza colesterolului și producția de acizi biliari. De exemplu, ouăle sunt o sursă excelentă de aminoacizi și de sulf. Mulți dau vina pe ouă pentru impactul lor asupra nivelului de colesterol. De fapt, ar trebui să știm deja și să ne amintim că ficatul produce 75% din colesterol, iar ouăle doar oferă sursa necesară de aminoacizi. Pentru a vă asigura că ficatul își desfășoară corect fazele de detoxifiere și funcționează bine, dieta dumneavoastră trebuie să conțină o cantitate mare de legume verzi și ierburi. În primul rând, acestea sunt o sursă de vitamine și minerale, în special vitaminele B, care afectează de asemenea activitatea fazelor de detoxifiere a ficatului. În plus, ele conțin fibre care ajută la eliminarea bilirubinei, a colesterolului și a excesului de acizi biliari în corpul nostru. În ceea ce privește ficatul de origine animală care ajută la refacerea ficatului, nu există o relație directă între ele. Ficatul nu se reface singur prin consumul de ficat.
Cu toate acestea, întrucât ficatul conține macro- și micronutrienți necesari pentru a realiza fazele de detoxifiere a ficatului, el poate fi un aliment benefic. Când vorbesc despre beneficiile legumelor verzi pentru ficat, mă refer în primul rând la diverse legume crucifere, cum ar fi diversele tipuri de varză. Pe lângă faptul că acestea conțin fibre, ele conțin și enzimele necesare care ajută la detoxifierea ficatului. De asemenea, este foarte benefic să aveți în alimentație diverse produse amare, deoarece acestea ajută la reducerea încărcăturii toxice asupra ficatului și ajută la secreția biliară. Printre acestea se numără rucola și ceapa. La fel, acestea pot fi diferite ierburi, păpădie, brusture, ciulin de lapte. Aceste ierburi pot fi folosite atât ca aliment, cât și preparate în ceaiuri și consumate între mese. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați urmărit videoclipul până la final. Aveți grijă de ficatul dumneavoastră pentru că de el depinde starea organismului. Puneți un like și lăsați un comentariu. Pe curând!